M-am chinuit foarte mult, a fost foarte greu, adică țin minte că pe la mijlocul filmărilor am avut tendința să, la un moment dat, chiar am vrut să opresc filmările, ceea ce nu s-a putut, chiar am vorbit cu Ada și i-am cerut să mă înlocuiască cu cineva. Am trecut peste anumite momente foarte, foarte greu, adică mi-a fost mult mai dificil decât îmi imaginam. Păi a fost greu ca orice lucru bun, că mai ziceam odată că ce se întâmplă, filmele care se fac ușor sunt niște filme ușurele. Și nu e cazul. Luminița avea 2 ore de machiaj în fiecare zi, plus 14-15 ore de lucru efectiv. Ea a filmat în fiecare zi. Nu e deloc ușor. Aici, acasă la noi, am foarte mare emoție. Pentru că trebuie să mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și să mă pot uita în ochii lor și să spună, bine că ați făcut filmul. Trebuie să încercăm să facem ceva, nu știu ce, să-i atragem în sala de cinema număr mai mare. Nu îndrăznesc să visez, că e o meserie în care trebuie să stai foarte bine cu picioarele înfipte în pământ. Adică au voie actorii, au voie regizorii, producătorii nu prea au voie să viseze. Sub acest pretext, de fapt, stă faptul mărturisirii unei relații personale cu părinții, cu mama. Și a fost greu? A fost foarte greu, da. Tot ce presupune efortul ăsta, măcar atât. Nu ne trebuie nimic, doamnă. Nu e pentru el. Pentru că știu că nu se poate plăti în veci o asemenea pierdere. E pentru mine. Pentru sufletul meu.